La spitalul de pediatrie din Ploiești au fost confirmate câteva cazuri de tuse convulsivă în rândul copiilor, surprinzător pentru medici care nu s-au mai confruntat cu astfel de afecțiune de foarte mult timp. Anii trecuți, deci eu nu vedeam copii internați cu tuse convulsivă. Bine, poate că nici nu se făcea diagnosticarea cum o facem acum, dar măcar ca și suspiciune nu exista așa ceva. Părinții pot recunoaște această boală ușor. Febră, tuse lătrătoare, accese de tuse, chinte de tuse și, cum să vă zic, este o tuse specifică, așa, în popor se zice tuse măgărească. Are o tonalitate anume, adică nu tușești normal cum se tușește productiv, ci e o tuse lătrătoare. Singura explicație pentru reapariția cazurilor de tuse convulsivă este lipsa vaccinării, spun medicii. În programul național de vaccinare există vaccinul DITEPER, care conține antidifteric, antitetano, antipertussis, deci tusea convulsivă. În ultima vreme, părinții au devenit foarte reticenți la vaccinare și au refuzat inclusiv schema clasică de vaccinare, pe care am făcut-o și eu. Eu am 55 de ani, deci eu am fost vaccinată împotriva tuzei convulsive. Netratată corespunzător, tusea convulsivă poate fi periculoasă pentru micuți. Aceste vaccinuri salvează vieți, pentru că tusea convulsivă, în afară de faptul că este mai ușor suportată de copii cu organisme rezistente, la copiii mai fragili sau cu diferite deficiențe imunologice, poate să fie o boală extrem de gravă. Accesele de tuse pot conduce și la traume pulmonare, pot conduce la fracturi costale. Și atunci, cu insuficiență respiratorie, trebuie să vii de urgență la spital. Tusea convulsivă, pertussis în termeni medicali, poate fi confirmată printr-un test PCR. Spitalul de pediatrie din Ploiești deține un aparat în acest sens încă din timpul pandemiei.